respectate drepturile atât a bărbaților cât și a femeilor, să aibă drepturi egale, atât în ceea ce țin de funcții, cât și în colectiv, și nu se facă diferență, adică să fie respectate anumite reguli. Bărbați și femeie cred că are dreptul la același salariu, aceleași condiții de muncă. Cred că dacă bărbatul este angajat la muncă, la, spunem, un șofer de troleibuz, să aibă și femeia și bărbat, să aibă același salariu, aceleași condiții de muncă. Ca să aibă aceleași oportunități și femeile, la fel ca bărbații. Asta trebuie respectat peste tot, nu doar la locul de muncă, și în viața de familie, peste tot. Mi se pare un principiu absolut normal ca femeile și bărbații să fie tratați într-un mod egal. Păi, în primul rând, să fie plătiți în aceeași măsură, în al doilea rând, să fie tratați cu același respect. Ну, женщина, она ни в коем случае ничем не уступает мужчине. Ничем. Почему это должно быть такие различия? Не понимаю. Должно быть полное равноправие. Я не вижу никаких сейчас, в наше время, какие-то различия.